În data de 13 mai, la Universitatea de Vest din Timișoara, a avut loc ceremonia de acordare a titlului de doctor honoris causa doamnei profesor Iulia Antonela Motoc. În cadrul acordării titlului, a fost necesară citirea textului diplomei în limba latină, moment în care toate cadrele universitare prezente s-au ridicat în picioare. Et in signo considerationis nostre. Omnia hec firmamus sigillo rectorali et signationibus sequentibus. Rector, professor universitarius dr. Marlene Gabriel Pirtea, prese senatus universitatis, professor universitarius dr. Anton Trăilescu. Civitate timisiensi, dietre decimum mense quinto, anno domini 2000 viginti quarto. Aplauze sincere. De asemenea, Iulia Antonela Motoc a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile deosebite. Sunt deosebit de onorată să primesc acest titlu de la Universitatea din Timișoara. Timișoara nu este doar orașul în care m-am născut și mi-am petrecut primii ani de viață, ci și orașul în care părinții mei s-au cunoscut, au absolvit facultatea și s-au căsătorit, mama, filolog, profesoară de română și tata, conferențiar la Politehnica din Timișoara. Timișoara este locul în care părinții mei au legat prietenii, în mare parte cu lumea artistică, culturală și intelectuală a Timișoarei. Multe din aceste prietenii au urmat la București. Am avut șansa să cresc la București într-o casă plină de cărți, din toate specialitățile, și de prietenii părinților mei din Timișoara și din Ardeal, de unde era tatăl meu. Este un ideal regulator spre care trebuie să ne străduim. Este construit și nu poate fi decretat. Războiul devine astfel un subiect de veto moral, pacea un imperativ al rațiunii politice, o datorie politică. La sfârșitul cărții Nobleța Spiritului, în care Riemann abordează căutarea adevărului și libertății, în care face recurs la figuri precum Socrate, dar și tânărul luptător Leone Ginzburg, un italian evreu ucis de nagiști, există o scenă memorabilă care mie îmi evocă Nobleța Dreptului. Leone Ginzburg pleacă de acasă, condus de soția sa, avea copii pe care îi lasă dormind, pleacă la război împotriva nazismului, soția sa îi spune la început să fii prudent și apoi spune să fii curajos. Pentru mine aceasta este noblețea dreptului. Vă mulțumesc!